Sâmbătă 18 iunie, o zi fierbinte, încărcată de adrenalină pentru participanții la Campionatul Național de Endurocross, desfășurat în municipiul Moreni, județul Dâmbovița. Timp de două zile pe acest circuit din Moreni, unul dintre cele mai spectaculoase din țară, au participat 10 de împătimiți ai motocrossului, înscriși pe mai multe categorii de vârstă, cu toții au turat motoarele până la maxim. Florian Radu, Columna TV. A treia ediție a concursului s-a adresat, ca de obicei, pasionaților de motociclete, ATV-uri și quaduri. Suntem la etapa a treia a Campionatului Național de Endurocross la Moreni. Avem aproximativ 42 de sportivi la toate categoriile. Avem clasă de profesioniști, clasă de veterani, clasă de hobby și quaduri, ATV-uri, quaduri împreună. Traseul cum este? Traseul este specific endurocrossului, este pregătit bine, zic eu. Acum așteptăm să trimitem sportivii în recunoaștere și după care o să mai avem o discuție cu ei și vedem dacă avem ceva de scos, de eliminat sau de modificat și după aceea așteptăm startul la fiecare categorie în parte. Canicula o să le pună probleme? Cu siguranță, este foarte, foarte cald și echipamentul este destul de gros, dar sper că în pădure băieții se vor răcori. Cu experiența anilor anteriori, traseul a fost unul sigur pentru participanți. Sunt în mare parte vinovat de ceea ce se întâmplă aici, am amenajat traseul. Traseul, zic eu, este un traseu complex, dificultate pot să-i spun medie. Am muncit ceva timp la el, avem și experiența anilor trecuți. Traseul de la Sângeriș este deosebit, unul dintre cele mai frumoase din țară, iar autoritățile locale promit că pe viitor acesta va fi amenajat pentru desfășurarea unor competiții internaționale. Aici la noi, la Sângeriș, este un traseu în cadru natural, unul dintre cele mai frumoase trasee din țară. Moștenim acest traseu de ani buni. Autoritățile locale au făcut efortul să reamenajeze, să readucă la un standard care să permită desfășurarea competițiilor naționale. Vreau să vă spun că în programul meu, având în vedere că nu de puțin timp au avut loc alegeri, este un proiect pentru a amenaja această pistă, astfel încât aici să se poată desfășura și competiții internaționale. Cum o altă dată, cu anii în urmă, existau competiții balcanice. Pentru asta va trebui să investim puțin pentru modernizare, va trebui să aducem apă pe traseu, să amenajăm niște cabine, să amenajăm niște clădiri cu dușuri, cu vestiare și așa mai departe. Le avem pe toate în atenție și sunt sigur că în perioada următoare vom face ca despre Moreni să se vorbească din ce în ce mai bine legat de activitatea de motocross. De la astfel de competiții, incidentele sunt nelipsite, însă, din fericire, nimeni nu s-a rănit grav. Un sport periculos care te încarcă de adrenalină, așa este descris acesta de motocicliști. Însă, potrivit celor din urmă, riscul de accidente scade tot mai mult odată cu câștigarea experienței. Acest sport este ca oricare alt sport cu un risc de periculozitate, totuși, cum spune și statistica, este cam cel mai periculos sport, motorsportul, mai ales motociclism. Nici pe patru roți nu este foarte simplu. Ca orice alta pe patru roți. Da, înainte, gaz, atenție și ne rugăm să fie totul bine la sfârșitul zilei. Da, da, unii cu operații, dar tratamente și în câteva luni, ani, sunt înapoi pe motor, că nu se lasă nimeni. Intră în sânge. Asta da, nu o mai scoți. În această perioadă, municipiul Moreni se pregătește de sărbătoare. Începând de joi, se vor da startul activităților dedicate morenarilor. Zilele localității dâmbovițene Moreni vor cuprinde activități culturale, sportive, de divertisment și încă un motocross spectaculos.